și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi am pentru voi un videoclip mai special. Este prima oară când îl fac și sper să vă placă. Astăzi vin în fața voastră cu acest coșuleț în care de obicei țineam preferatele lunii, însă de data asta o să țin dezamăgirile anului. Am decis să fac acest videoclip pentru că mi l-ați cerut și cred că trebuie să înțelegem, în primul rând, că suntem diferiți și asta nu înseamnă că eu acum denigrez aceste produse. Asta înseamnă că aceste produse nu mi s-au potrivit, așa cum poate se întâmplă și vouă să nu vi se potrivească anumite produse și să nu vă placă. La fel, asta nu înseamnă că sunt rele, doar că nu sunt potrivite pentru voi. Bun, avem aici produsele și o să începem pe repede înainte cu produsele pentru păr. În primul rând, am acest șampon de la Avon. Este un șampon din gama Advanced Techniques și este 2-in-1 șampon și balsam pentru toate tipurile de ten cu efect de strălucire a părului. Cu utilizare zilnică, zic ei. Eu când mă gândesc la un produs 2-in-1, mă gândesc că acel produs ar trebui să fie hidratant. Acesta nu este, nu oferă deloc hidratare, ba din contră îmi simțeam că îmi usucă părul, nici nu puteam așa să trec cu mâna prin el, deci era foarte, foarte neplăcut pentru părul meu. Cred că am consumat cam atât din ele, i-am dat câteva șanse, am văzut că nu se poate, l-am dat deoparte. Tot pentru păr am două șampoane uscate și sunt acestea. În primul rând, acesta este din gama Langar Marken, scuzați, dar chiar nu cunosc franceză, și este luat de la ADM. Ar trebui să fie un șampon pur, să ofere, dar să vedem ce scrie, păr proaspăt în câteva secunde fără spălare. Toată lumea știe cum funcționează un șampon uscat, însă acesta pur și simplu nu funcționează. L-am aplicat pe păr, nu absorbea sebum, nu făcea nimic, avea un parfum cât de cât drăguț, dar atât. Altceva chiar n-am văzut la el. Mai am tot un șampon uscat, acesta fiind de la Oriflame, din gama Hair X. Acesta a avut un plus față de anteriorul, faptul că mirosea extraordinar de frumos. Atât. În rest, nu oferea volum, nu absorbea sebum, deci nu făcea nimica. Mai mult puteam să zic că este un spray parfumat pentru păr și atât. Trecem la produsele pentru corp și am aici 3 la număr. În primul rând am de la IDC Institute o cremă de corp, aceasta este cu măceșe și m-am chinuit puțin să o consum, cred că am terminat-o pe picioare, pe tălpi, cred. Am terminat-o, după cum a zis, însă nu mi-a plăcut faptul că avea așa un miros a măceșe plus ceva, ceva cumva înecăcios. În plus, nu am simțit să hidrateze, rămânea cumva la nivelul pielii și nu se absorbea, deci nu putea să hidrateze. Tot pentru corp am folosit și această cremă, sau ce puțin am încercat să folosesc această cremă de la Desert Essence. Spune aici că ar trebui să fie o cremă cu nucă de cocos. Mirosea foarte bine, țin minte, a nucă de cocos și ceva pina colada, deci avea și ceva, un miros de ananas, nu știu. Încă mai miroase frumos, cu toate cum am de atâta timp. Însă, nu se absorbea, dar până acolo, mirosul, în momentul în care intra în contact cu pielea, mirosul era atât de neplăcut, se transforma, deci nu era ok deloc, plus că nu hidrata. Rămânea o peliculă grasă la suprafața pielii și dacă mă dădeam seara până dimineață, acea peliculă, deci acea peliculă de cremă, nu se absorbea deloc. Absorbea, doamne, mă bulbi. Așa că n-am putut să o folosesc. Ultimul produs pentru corp este un scrub pentru tălpi de la Sien. Acesta este varianta Tropical Summer și ar trebui să fie aici cu zahăr și unt de semințe de mango. Curăță și oferă o piele moale. N-am văzut nici prima parte, nici a doua parte. Este pe bază de petrolatum și din această cauză avea un miros foarte neplăcut, în primul rând. În al doilea rând, fiind atât de grasă, nu reușea nici să îndepărteze celulele moarte, nici nu reușea să hidrateze pentru că acel petrolat nu intra cumva în piele, rămânea așa la suprafața pielii și erau șanse foarte mari de accidentare. Am încercat să-l folosesc, după cum puteți vedea, mai rămas aici ceva, dar chiar nu s-a potrivit cu mine. Și trecem la produsele pentru ten, aici sunt mai multișoare, după cum v-am zis, și o să le luăm așa în ordine și o să vă povestesc despre fiecare în parte. Primul produs care îmi vine la mână este acesta. Aici a fost un pliculeț cu niște plasturi de la Essence din gama Pure Skin. Erau doi sub formă de triunghi și se putea aplica unul pe frunte și unul pe bărbie. Teoretic ar trebui să îndepărteze punctele negre, să îmbunătățească aspectul porilor
și să îmbunătățească de asemenea textura pielii. Nu a făcut nimic, nici punctele negre nu le-a scos, deci pur și simplu aplicai, scoteai și nu se vedea niciun rezultat. Tot pentru îndepărtarea punctelor negre, am încercat și această mască de la Avon, din gama Avon Naturals Purifying. Masca peel-off se aplica pe ten, lăsam să acționeze și după aia încercam să o îndepărtez. Dacă o aplicam într-un strat uniform, se îndepărta cu ușurință, dar se îndepărta doar masca. În cel mai bun caz, poate câte un firicel, un puf din acesta de pe ten, dar în ceea ce privește punctele negre, nu am avut niciun rezultat. Am și acest BB cream din gama A New Ultimate. Este cu bombiță, are SPF 20, dar în același timp are și niște particule înăuntru, care sunt așa cumva colorate. Și în momentul în care se masează în piele și se sparg, devin cumva portocalii. Eu sunt albă, ele sunt portocalii. Nu. Nu știu cât de bine se poate vedea aici. Și mi-am adus și un șervețel ca să vă dovedesc cam cât de portocalii sunt. Sper să se vadă cât de cât ok aici. Deci pentru mine nu este ok, n-am înțeles aceste particule. Dacă era fără, așa ca textură era ok, dar din cauza asta chiar nu pot să-l folosesc. Tot de la Avon, tot din gama A New și tot la fel, tot un produs destul de scumpișor. Acest A New Clinical DSX, cam așa ar trebui să fie. Așa. Este un tratament pentru ciarcăne, un corector. Și spune aici că ar trebui să se aplice dimineața și seara și să lase zona de sub ochi fără ciarcăne, fără nimic. Mi-a plăcut foarte mult aplicatorul. Pe aici, pe undeva, este produsul, cu partea asta se poate masa, dar la fel ca și produsul anterior, conține aceste particule. De bine o să se poate vedea aici. Și în cazul de față și aceste particule se sparg, doar că mai greu. Și până se sparg, chiar ajung să zgârie pielea ochilor. Pielea ochilor, pielea de sub ochi. Problema cu acestea, pe lângă faptul că zgârie, este că, la fel, se transformă într-un produs de o culoare ciudată, foarte ciudată, și dimineața, dacă nu aplic ceva, un corector peste, chiar n-aș putea să-l folosesc, pentru că pur și simplu se vede așa prin zona asta, ca și cum aș fi murdară. N-am înțeles motivul acelor perle, dar asta este. Am două produse de la Gero Cosen și am așa un lapte de machiant, care este pentru față, ochi și buze, ar trebui să fie hidratant, deoarece are ulei de argan în compoziție. Spune că îndepărtează perfect impuritățile și machiajul de pe față, ochi și buze. Nu face nimic, nu îndepărtează, l-am folosit undeva pe vreo 6-7 dischete. Tot frecam, tot nu vedeam nicio mișcare și mi-am zis că ok, hai să încerc cu apă micelară, poate, nu știu, s-a evaporat machiajul. În momentul în care dădeam cu apă micelară, apărea așa grosul. Așa că nu. Și tot din aceeași gamă de la Gero Cosen cu argan bio, am și crema de față, căreia am încercat să-i dau multe șanse. După cum puteți vedea pe aici, pe undeva, se vede cât am încercat să folosesc din acest produs, dar din păcate nu s-a potrivit tenului meu și m-a umplut de coșuri. Na, altceva atunci n-am introdus în rutină, doar aceasta era vinovată, așa că n-am putut să o folosesc din această cauză. Am și două produse de la Oriflame. Am din gama Swedish Spa acest serum pentru față. Spune aici că ar trebui să hidrateze și să hrănească, dar pentru mine nu a făcut absolut nimic. Cred că dacă mă dădeam cu apă simplă pe față, poate simțeam așa o senzație de hidratare. Cu acesta, pur și simplu, nimic. În primul rând, în al doilea rând, miroase atât de urât, mirosea a acru și nu cred că este ok să pui așa ceva pe ten. Mai am și din gama Love Nature această cremă pentru ochi. Este cu măceșe și ar trebui să fie pentru piele uscată. Ar trebui să fie ceva hrănitor. Nu a făcut absolut nimic la fel, deci nu a hrănit. Nu aveam pretenția să îmi dispară ridurile de la ea. Nu aveam pretenții majore sau pretenții așa imposibile. Dar măcar ceva, o hidratare medie, măcar nimic. Pur și simplu parcă nu aplicam nimic în zona ochilor. Eu n-am înțeles. Ultimele două produse, acestea de aici. În primul rând de la Madre Labs, un produs luat de pe iHerb. Un tonic pentru față, fără aromă, cu extract de hamamelis, nu avea alcool, era natural, gentil, curăța, hidrata și tonifia. Nu a făcut absolut nimic, ba, din contră, min, a făcut ceva, mi-a iritat tenul. Cred că am folosit cam atât din el și deja după aia simțeam așa la nivelul tenului niște usturimi. Și doar la acest produs l-am consumat spălând un bureței de machiaj, spălând
prin baie pe acolo, doar ca să-l termin, să nu-l arunc plin, dar nu a făcut nimic, din contră, v-am zis, chiar mi-a iritat tenul. Iar ultimul produs din această categorie de produse nefavorite este această cremă de la Douglas. Este o cremă bio, vegană. Scrie aici ceva, dar chiar nu văd. Așa, spune că este o cremă de zi pentru piele sensibilă cu ulei de argan organic și este destul de scumpișoară, fiind de la Douglas. Eu am avut în varianta de 10 ml, deci am putut să-mi fac o părere cât de cât despre ea. Nu a făcut la fel absolut nimic, măcar dacă hidrata, dar nici nu hidrata, deci dacă nici nu hidrata o cremă de față, mai mult ce poți să-i ceri? Să nu poți să-i ceri să ofere luminozitate, nu poți să-i ceri nimic dacă nici nu reușește să hidrateze. Bun, am terminat, am golit coșulețul, cam acestea sunt produsele nefavorite din acest an. Sper că v-a plăcut astfel de filmuleț. Dacă aveți și voi produse comune sau dacă aveți și voi produse care nu v-au plăcut, nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor voastre, spuneți și mie. Vă mulțumesc mult pentru vizualizare, vă pup și vă doresc o zi bună. Pa, pa!